Mamă de fată și de băiat, cântăreață, soție, Oana Matache sau Oana Cosânzeana, cum o știți cei mai mulți dintre voi, cântă ca backing vocal în trupa surorii ei mai mari, Delia. Drept care străbate țara în lung și în lat alături de sora ei pentru concerte și făcea asta chiar și atunci când era însărcinată cu cel de-al doilea copil. Pe lângă asta are un vlog de parenting și este urmărită pe Instagram de peste 160.000 de fani. Cum reușește să le facă atât de bine pe toate, ne spune chiar ea. Bine ai revenit, Oana! Oana, bine v-am regăsit! Bine ai venit. Vai, după așa o introducere, ce să zic, ne oprește. Nu, vezi, aici încercăm să stăm un cadru liniștit de discuție. Safe pentru toate mămicile mediocre, cum sunt eu aici prezentă. Dar am văzut, iartă-mă, hai să începem cu asta, am văzut titulatura asta, citam, eu cred că ai spus-o la un moment dat. Ce înțelegi tu prin mămică mediocre? Pentru că nu e neapărat peiorativ, nu cred că îl vezi așa. Nu. Ideea. Deci mie mi se pare că oricum în ziua de azi și cred că și ție și tuturor ni se pare că lumea a luat-o așa un pic și cu toții încercăm să facem totul perfect, să ținem dieta perfectă, să ne aruncăm cu totul în yoga, în whatever. Nu facem lucrurile cu măsură, nu încercăm să fim într-un echilibru normal și firesc. Firesc, ăsta e cuvântul. Deci da, prin mediocru mă refer, de fapt, cred că un cuvânt mai bun ar fi firesc. Și să îmbrățișăm chestia asta, că nu trebuie să fim în continuu, într-o adrenalină din asta și într-o încercare de a face totul să fie mama perfectă, să fie pozele perfecte cu cei mici, să fie modul de a-i educa perfect. Nu? Mai există și zile proaste. Există momente proaste într-o zi care poate să fie perfectă overall, dar da, cred că trebuie să ne împăcăm cumva cu ideea că o mamă bună este o mamă liniștită, sănătoasă și asta e cel mai important pentru copilul ei, pentru că dacă un copil este crescut la milimetru, după cărticică, după nu știu bloguri, ce metodă, după articole, da, mai ales că în ziua de azi sunt foarte multe surse din care poți să te inspire, medicina veche, medicina nouă, sunt tot felul de medicine alternative care zic lucruri. A fost greu să evadezi de acasă. Bine, e ora prânzului. Dormi, copii? Nu probabil dorm. Cel mai greu e la ora prânzului, nu? Cum e? La mine niciun copil nu, adică ei nu dorm în același timp, dorm pe rând și e foarte multă muncă. Care e mai activ? Jess sau Bubu? Cred că Bubu, eu te urmăresc, adică Instagram Bubu pare... Da, ăsta e și motivul pentru care nu vrem să-l luăm în vacanță, pentru că în 4 ore de zbor, cred că, pică avionul cu Bubu la bord, sigur se întâmplă ceva, adică e... Da, el e un copil pe care... cel mai bine îl lași în mediul lui să descopere, să fie liber, să strice ce vrea el, dar acasă și în parc. Care a fost subiectul de pe vlogul tău care a avut cele mai multe vizualizări, să zic, sau cel mai mult succes, legat de care ai primit cele mai multe întrebări, au fost comentarii? Mă așteptam să primesc cele mai multe reacții la videoul făcut împreună cu doamna psihoterapeut Gina Chiriac, însă cel mai mare succes ca volum de vizualizări l-a avut videoul care se numește Cumpărături pe care nu le-aș mai face pentru bebeluși. Sau, și descriu acolo cam care sunt cele mai mari prostii pe care am dat o grămadă de bani. Poți să ne dai niște exemple? Fără firmă, da, da, bineînțeles, fără doar branduri, așa. Deși sunt chestii destul de... ușor de individualizat, da, că nu prea... Aha. Da. Cine e curios se poate uita la vlogurile. Mai bine. Oana Cosânzeana, YouTube. Ce planuri ai pentru 2020? 2020? Concerte, filmări, cum o să fie? Treabă-mă 3-5 ani, 2020, nu știu ce poate să se întâmple, pentru că anii trec atât de repede. Mi-am făcut niște planuri. Nu pot să vărs tot aici, pentru că încă nu sunt finalizate și nu-mi place să... Câteva picături, să zicem, nu vărsăm chiar... O afacere proprie. Bun. Atât pot să zic. Domeniu nu. Nu pot să zic domeniu, că e evident ce aș avea de zis.
Și îmi doresc foarte, foarte, foarte mult să încep să ofer foarte multe informații și chestii care țin de cunoașterea de sine și de psihologie și psihoterapie. Apropo de asta, spuneai mai devreme că o mamă împlinită e o mamă liniștită, în primul rând, și sănătoasă. Cum te întreții tu? Care este disciplina ta zilnică? Pentru că ești într-o formă absolut senzațională, ai un ten îngrijit, spuneam mai devreme ce program încărcat ai. Dacă ne poți descrie puțin această disciplina ta pentru a te menține în formă? Nu am o disciplină în acest moment, este totul haos. Și poate cred să că poate acest haos mă ține așa, pentru că, repet, adrenalina în care stă o mămică zilnic, o mămică a doi copii mici, că una e să ai copii de 7-8 ani și alta e să ai doi copii foarte mici care, pe care trebuie să stai în permanență cu ochii, să nu se ducă la priză, etc. Asta te consumă foarte mult. Oana, acum pe final, dăm voie să spun doar atât. Ești magistrală în relația copiii. Spuneam și înainte, pe pauză, că ar trebui să-și facă un program, adică să fie un educator universal. Dar trebuie să o urmăriți ca să vedeți. Ai voci diferite, te duci în câte un registru de fiecare dată. Adică, știi? You're made for this. Ce mi-ar fi plăcut mie la părinții mei, norocul meu e că am o memorie foarte bună și țin minte ce nu mi-a plăcut la părinții mei și ce mi-ar fi plăcut, dar n-am avut parte și fac asta cu copiii mei. Dar Doamne ferește să devin entertainer de copii, nu n-aș putea. Nu spune nu, asta. E o idee. Să nu spui niciodată. Exact. Nu? Oana, da. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Te mai așteptăm pe la noi.